Există în istoria noastră contemporană un episod într-atât de jenant încât rare ori este adus în discuție chiar și în zilele noastre. Din cauza dorinței de răzbunare a lui Stalin asupra lui Hitler, în ianuarie 1945, 100.000 de cetățeni români au devenit un fel de sclavi moderni care au fost trimiși cu trenul la muncă în altă parte a lumii. Vă propun așadar în acest episod să vorbim despre deportarea în Uniunea Sovietică a germanilor din România la începutul anului 1945. În anii celui de-al doilea război mondial, relațiile dintre români și cetățenii de etnie germană din țara noastră au decurs normal, așa cum decurgeau de secole. Este drept că unii dintre sașii și șvabii din România, ca și alți germani din Europa, au fost o vreme atrași de fantasmele lui Hitler. Dar în Banat și în Transilvania, inclusiv în acea parte a Transilvaniei ocupată de Ungaria, conviețuirea dintre români și germani a rămas una pașnică. Spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, pe măsură ce armata lui Stalin înainta spre centrul continentului, minoritățile germane din Europa de Est au devenit ținta răzbunării sovietice. Este drept că Uniunea Sovietică a suferit cumplit în anii războiului, iar trupele germane ale lui Hitler s-au comportat în Ucraina și Rusia cu o duritate deseori criminală. În consecință, în anul 1945, Moscova a decis ca toți germanii, indiferent de țara în care trăiau, să plătească păcatul lui Hitler de a fi atacat Uniunea Sovietică. În cazul României, această decizie a survenit la mijlocul lunii ianuarie 1945. La cererea sovieticilor din Comisia Aliată de Control și din ordinul Comandamentului Sovietic de la București, cetățenii de etnie germană din România au fost triați, iar cei mai tineri dintre ei au fost trimiși la muncă forțată în Uniunea Sovietică. Acești cetățeni ai României au fost trimiși în diverse colțuri ale Uniunii Sovietice pentru a reconstrui ceea ce dărâmase armata lui Hitler. Singura lor vină era aceea de a fi etnici germani. În anii 1945 și 1946 au fost deportați în Uniunea Sovietică între 80.000 și 150.000 de astfel de oameni. O cifră sigură nu există pentru că autoritățile sovietice nu aveau niciun interes în a menține o evidență exactă a lor. Prin ordinul sovietic din 16 ianuarie 1945, bărbații între 17 și 45 de ani, precum și femeile între 18 și 30 de ani, toți de etnie germană, erau deportați la muncă în Uniunea Sovietică. Toți acești bărbați și femei, dintre care doar o mică parte avuseseră de-a face cu politica antisovietică a naziștilor, au răscumpărat prin munca lor neșansa de a vorbi aceeași limbă maternă cu Adolf Hitler. Dintre cei circa 100.000 de etnici germani care au fost trimiși la muncă în URSS, se estimează că 20% nu s-au mai întors niciodată. Unii dintre ei au murit sau, în cazul mai fericit, unii și-au făcut familii pe pământ sovietic. Cei mai mulți s-au întors însă în România. Un astfel de caz este deja celebru în literatura mondială. La începutul anului 1945, o tânără bănățeancă de etnie germană din actualul județ Timiș s-a ascuns vreme de mai multe săptămâni nedorind să fie deportată. Dar într-o dimineață a nins, astfel încât soldații care au venit să o caute i-au văzut urmele prin zăpadă și au prins-o. Tânăra și-a petrecut următorii 5 ani la muncă undeva în Ucraina de astăzi. Ulterior s-a întors în România și ea a devenit mama scriitoarei laureate Nobel Hertha Müller, care spune că și astăzi urăște ninsoarea pentru că atunci, în anul 1945, zăpada a trădat-o pe mama ei. Pentru deportarea etnicilor germani din anul 1945, guvernul român nu este vinovat, după cum nu toți germanii din România erau vinovați de colaborarea cu Hitler. Dar chiar și sovieticii aveau aici un alibi real. Ei doreau să-i facă să sufere pe germani, așa cum germanii îi făcuseră să sufere pe ruși în anii războiului. Iar morala poveștii noastre este precum citatul din Biblie, care vorbește despre răzbunarea dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Iată că așa ceva este uneori posibil și în istorie. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.